aveau o calitate de soră a Crucii, așa că vreau să spun că sunt delegată de comitetul director al societății să prezint astăzi botoșanului, mulțumirile noastre, pentru că s-a păstrat aici atmosfera culturală, prețuirea valorilor, așa cum o știm, așa cum am avut întrebări întotdeauna că există și mai cum fi altfel în acest oraș nobil. Vă mulțumesc dumneavoastră din partea Societății pentru Cultură și Literatură din Comina și o societate care are puțin peste 150 de ani și poate să aprecieze, corect, bine, a și făcut-o de-a lungul vremii, valori. Așa că dumneavoastră vorbiți de moment, dar momentul nu e vremeni. Poate vremeni nici au fost, știu eu, unele frământări sau zbateri, care însă de la distanță nici nu contează. Contează opera, contează papara, contează oamenii și, într-adevăr, ca soră pot să spun, uneori mă întrebam, cum Lucia a ieșit la Botoșani, că întotdeauna când e ceva important la noi, în Bucovina, la Societatea pentru Cultură, este și președinta Mireanu de la Botoșani, este prezent la toate activitățile noastre și nu sunt puține, pe care le desfășurăm și cu frații noștri din sudul Bucovinei, din nordul Bucovinei, cei din sud, întotdeauna fiind o mână celor din nord. Așa că această recunoaștere aduce ceea ce binecuvântarea noastră mamă spunea prin numele pe care i-a dat. Lucești. Să lucrești. Ai lucrat.